Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare și apreciere către toate femeile din Republica Moldova. Lucrările de modernizare la postul Vamal Sculeni au fost finalizate. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul României și cel al Republicii Moldova. Parisul promite să susțină Republica Moldova mai mult în domeniul securității, pe fundalul agresiunii rusești împotriva Ucrainei. Sunt prevederile acordului în domeniul apărării semnat în timpul vizitei unei delegații moldovenești la Paris, condusă de președinta Maia Sandu. Președintele SUA, Joe Biden, a avertizat în discursul său despre starea Uniunii că Vladimir Putin nu se va opri la Ucraina. Președintele american a cerut Congresului să țină piept agresiunii Rusiei. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, angajatele Poliției Republicii Moldova au realizat un filmuleț emoționant, transmițând mesaje călduroase și încurajatoare tuturor femeilor din țară. Videoul a devenit viral încă de la primele ore ale dimineții. Prilejul Zilei Internaționale a Femeii, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare și apreciere către toate femeile din Moldova pentru toate realizările lor. Șefa statului a mai subliniat că împreună lucrăm să construim o țară în care toți oamenii să poată trăi în bunăstare și armonie. Sunt mândră de toate femeile din Republica Moldova, care au avut curaj, acasă sau peste hotare, să-și asume independența deciziilor. Sunt mândră că Moldova este un model de curaj și leadership al femeilor. Mă refer aici nu doar la curajul de a se lansa în afaceri, ci mai ales la curajul de a crede, de a rămâne fidele propriilor năzuințe, curajul de a transforma obstacolele în lecții de viață, un curaj dublat, desigur, de multă muncă. Moldovencele mișcă lumea din loc. Datorită lor, țara rezistă și merge înainte, chiar și în vremuri incerte, pline de pericole și provocări, a mai menționat șefa statului. Experiența mea politică mi-a arătat câtă putere și dăruire au femeile și cred cu tărie că este necesar ca tot mai multe femei să găsească curajul de a intra în politică și de a-și aduce contribuția la binele comun. Implicarea femeilor nu este doar un act de echitate socială, este în esență un act de asumare a independenței. Femeile predomină în numărul populației, având speranța de viață mai mare decât bărbații. Potrivit Biroului Național de Statistică, la 100 de femei le revin 90 de bărbați. Cu detalii vine colega noastră Maria Filimon. Maria, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Octav! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Conform datelor Biroului Național de Statistică, raportul este de aproape 53% femei și 47% bărbați. Acest raport diferă în funcție de grupa de vârstă, diferența fiind mai accentuată în cazul populației aflată între 65 de ani și peste, unde la 100 de femei le revin 61 de bărbați. Speranța de viață la naștere în anul 2022 a constituit 75 de ani pentru femei și 67 de ani în cazul bărbaților. Femeile
trăiesc în medie cu 8 ani mai mult decât bărbații. Această diferență este cauzată de nivelul mai înalt al mortalității premature a bărbaților, în special a celor apți de muncă între 16 și 62 de ani. Vârsta medie a femeilor la prima căsătorie în anul 2022 a constituit 26 de ani, iar la bărbați 29 de ani. Pe grupe de vârstă, cei mai mulți bărbați căsătoriți pentru prima dată în anul 2022 au avut 25-29 de ani, în cazul femeilor predominând primele căsătorii la vârsta de 20-24 de ani. Cea mai așteptată sărbătoare a primăverii rămâne a fi Ziua Femeii. Cu un mănunchi de voie bună și un braț de mărțișoare confecționate, elevii instituției publice Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani din Capitală au organizat un spectacol dedicat femeii. Mama este începutul tuturor începuturilor. Mama este asemenea universului. Mama este adevărul, alinarea, dorul, casa. Mama este și poezia sufletului. După săptămâni întregi de repetiții, elevii Liceului Teoretic Principesa Natalia Dadiani și-au surprins părinții cu un spectacol din care nu au lipsit poeziile lui Grigore Vieru, dar și prin care au vrut să le mulțumească mamelor pentru grija ce le poartă. Mă iubește și cum mă îngrijește. Cum îți arăți dragostea față de ea? Prin că o ajut mereu. Mă crește și mă iubește și eu tot. Cât de des îi spui te iubesc? Foarte mult. Apreciez calitățile mamei mele, iubirea, răbdarea și sinceritatea. Cum îți arăți tu afecțiunea față de ea? Mereu o ajut, nu regret la ea și dacă îmi dă sfaturi, eu le ascult. Mama mea cred că orice calitate care eu o poate avea este perfectă pentru mine, pentru oricine. Cred că așa toată lumea ar spune. Care sunt valorile pe care le apreciezi la mama ta? Bunătatea, sinceritatea, frumusețea, faptul că este mereu alături de mine, orice n-aș face și da, cam atât. Cât de des îi spui te iubesc și cum îi arăți tu afecțiunea? Te iubesc, îi spun foarte, foarte des și de obicei mă stărui să fac ceva prin casă și o mai sărut și o mai îmbrățișez deseori. Ea este mereu responsabilă pentru mine și ea m-a îngrijit ca să cresc un bărbat care să ajung vestit. Numai mama poate cunoaște cu adevărat ce se ascunde în sufletul propriului copil, câte gânduri îl străbat, câte succese și ghinioane a avut. Se bucură pentru el, sunt fericite și plâng alături de el. Oferă brațele lor pentru a-i alina durerile. Mamele nu judecă, nu blamează și nici nu învinovățesc. Cu gândul la mamele lor erau și cele care au venit să-i susțină pe cei mici. Emoționate și mândre, femeile ne-au spus că 8 martie este an de an o zi specială pentru ele. Niște valori frumoase, respectul mamei, să mulți ani înainte, adică să, ca această sărbătoare să le rămână ca un ceva frumos în inimă. Să aibă respect față de bunii, față de noi mai departe. Respectăm părinții și asta îi învăț și eu copiii mei, să fie respectoși, nu numai cu părinții, dar și cu oamenii în vârstă. Sunt mândră că am nepoțe și să sărbătorim sărbătoarea femeilor cu multă bucurie. Activitatea dedicată femeii a cuprins melodii consacrate zilei de 8 martie, poezii și dansuri pregătite împreună cu profesorii. Ei au venit singuri cu o piesă pe care eu nu o cunoșteam. Cine ne-a adus pe lume se numește? Mama. Deci este ideea lor, din ianuarie încoace, după ce am revenit din vacanță, ne-am apucat în serios de două flori despre părinți și mama, cine ne-a adus pe lume, au venit ei cu idee și eu am fost acela care, hai să interpretăm. Este ziua celor care de fapt ne creează începutul tuturor începuturilor. Pe această cale țin să fericit toate mamele, toate surorile, toate bunicuțele, toate doamnele și domnișoarele, să le urez o primăvară în suflet, multă, multă lumină în gânduri și Dumnezeu să ne ajute să dăm naștere și noi la timpul nostru, fericirelor de iarbă, precum ați văzut astăzi în scenă, copilul
copilașilor noștri să fie sănătoși. Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită anual la data de 8 martie pentru a marca atât realizările sociale, politice și economice ale femeilor, cât și pentru a onora lupta împotriva discriminării și violenței care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Pe sensul de ieșire din Republica Moldova se atestă trafic intensiv de călători și mijloace de transport în punctul de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, informează Poliția de Frontieră. Potrivit instituției, au fost puse în aplicare un șir de măsuri pe linie de fluidizare a fluxului. Au fost deschise suplimentar piste de control și suplinit numărul de echipamente speciale, a fost pus în funcțiune reversul, fluxul este orientat pe o pistă de pe direcția opusă de deplasare. Se solicită înțelegere și răbdare din partea conducătorilor auto, cele patru autorități de frontieră și vamale moldoromâne activează la capacitate maximă pentru degajarea circulației, menționează Poliția de Frontieră. Totodată, instituția recomandă cetățenilor ca să fie diversificată alegerea punctelor de trecere a frontierei cu România, cum ar fi Costești, Cahul sau pentru autoturisme Leova. Lucrările de modernizare la postul Vamal Sculeni au fost finalizate. Potrivit serviciului Vamal, în cadrul proiectului a fost modernizată clădirea administrativă, au fost construite noi pavilioane și platforme de scanare, au fost majorate numărul pistelor de control vamale și reabilitate sistemele de alimentare cu apă și canalizare. Proiectul în valoare de 10 milioane de euro este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul României și cel al Republicii Moldova. La inaugurare au participat șeful serviciului Vamal Igor Talmazan, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova Ianis Majeix, ambasadorul României în Republica Moldova Cristian Leon Țurcanu, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova Adrian Efros, ministrul finanțelor Petru Rotaru și alți oficiali din țara noastră și România. S-au construit piste suplimentare, aveau 7 piste de intrare și 7 piste pe ieșire, deja pavilioanele și copertele care dumneavoastră vedeți, boxe de control aprofundat și multe alte obiective care au fost deja prezentate, inclusiv infrastructura rutieră, mai important ceea ce este subterană, deoarece au fost practic refăcute toate rețelistica, pentru că trebuie să asigurăm cetățenilor care deversați focherea și condiții de igienă și iluminat este vizibil, adică nu avem rețele la suprafață, toți sunt în subteran, inclusiv încălzire autonomă, posibilitatea de a aproviziona atât cu energie electrică autonomă, în situația în care se conectează energie electrică și multe alte necesități, ceea ce ține de activitatea organizațională în post, atât a colegilor la Poliția de Frontieră, cât și la serviciul Vamal. Vreau să menționez că acest punct de trecere a frontierei arată și demonstrează încă o dată intenția Republicii Moldova de a fi parte a Uniunii Europene și acest punct de trecere a frontierei corespunde în totalitate cu standardele europene și noi cu astfel de proiecte ne apropiem și tehnic, și operațional, și din punct de vedere a interoperabilității către standardele europene. Ministrul Finanțelor Petru Rotaru a subliniat implicarea și ajutorul României în realizarea acestui proiect. Este o sumă, zic eu, destul de eficient utilizată, astfel încât vedem creșterea capacității și, de fapt, fluidizarea traficului în sine înseamnă și infrastructură, pentru că în mare parte cozile care erau legate de infrastructură și creșterea numărului de piste, practic, se dublează și numărul de piste, garantează o fluidizare mai mare a traficului și vorbim și atât marfar cât și de pasageri. Uniunea Europeană și colegii din România sau bunii noștri vecini au fost un partener care, de fapt, au luat lead-ul acestui proiect, au identificat și o bună parte din resurse și împreună le-am realizat și asta înseamnă, să-i spunem, o relație prietenească și frățească dintre Republica Moldova și România și Uniunea Europeană pe care noi tindem. Proiectul a fost modernizat și reconstruit în cadrul proiectului Reabilitarea și Modernizarea Birourilor Vamale de Frontieră de pe granița România-Moldova, birourile vamale Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni și Giurgiulești-Giurgiulești. Amintim că în luna iulie 2023, la postul Vamal Sculeni au fost deschise 7 piste noi pe sensul de ieșire din țară. Deschiderea noilor piste de control în punctul Vamal Sculeni a condus la fluidizarea traficului atât pe sensul de ieșire din țară, cât și pe sensul de intrare. Totodată în Vama Sculeni au apărut pavilioane și copertine noi, a fost betonată întreaga porțiune de drum și construită o platformă de scanare. La fel a fost construit un perete de protecție pentru scanerul mobil. Parisul promite să susțină Republica Moldova mai mult în domeniul securității pe fundalul agresiunii rusești împotriva Ucrainei. Sunt prevederile acordului în domeniul apărării semnat în timpul vizitei unei delegații moldovenești la Paris, condusă de președinta Maia Sandu.
Emmanuel Macron a promis un sprijin de neclintit pentru Republica Moldova în fața amenințării regimului de la Kremlin. El a vorbit și despre susținere în combaterea dezinformării și atacurilor cibernetice. La France est tenue à nos côtés tandis que nous progressons dans notre cheminement vers l'adhésion à l'Union européenne. Et pour tout ceci, j'exprime ma profonde gratitude envers le président. La réalité démocratique de la Moldavie, son aspiration à son avenir européen, comme ceux de l'Ukraine, représente en réalité un défi pour la Russie de Vladimir Poutine. À saluer votre détermination, vous redire notre soutien. Et l'étape franchie aujourd'hui en matière militaire, de soutien économique et financier d'infrastructures marque évidemment à nouveau notre confiance, notre détermination à contribuer à vous protéger et vous aider. În prezența președinților celor două țări, miniștrii apărării Anatolie Nosate și Sebastian Lecornu au semnat un acord de cooperare în domeniul securității și apărării. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, acordul prevede dezvoltarea și modernizarea armatei naționale, dar și vizite oficiale și reuniuni de lucru, schimb de experiență, antrenamente, exerciții comune și alte forme de pregătire științifică avansată. Guvernul francez a găzduit ieri și o reuniune virtuală a miniștrilor apărării și afacerilor externe din Uniunea Europeană, iar pe agenda a avut consolidarea sprijinului militar pentru Republica Moldova, despre care Franța spune că se confruntă cu mișcări de destabilizare tot mai mari din partea Rusiei. Președintele Franței Emmanuel Macron a fost decorat cu Ordinul Republicii de către Maia Sandu pentru susținerea fermă a drumului european al Republicii Moldova. În semn de recunoștință și șefa statului a primit de la liderul francez Marea Cruce a Legiunii de Onoare, cea mai înaltă distincție a Franței. În semn de înaltă apreciere a contribuției deosebite la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare moldo-franceze pentru susținerea activă a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și pentru eforturile dedicate restabilirii păcii pe continentul european, i-am conferit astăzi excelenței sale Emmanuel Macron cea mai înaltă distinție de stat, Ordinul Republicii, a declarat șefa statului. Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a avertizat în discursul său despre starea Uniunii că Vladimir Putin nu se va opri la Ucraina. Președintele american a cerut Congresului să țină piept agresiunii Rusiei. Președintele Joe Biden a ținut un al treilea discurs despre starea Uniunii, unul care ar putea fi printre cele mai importante discursuri pe care le va ține în timpul președinției sale, în timp ce se îndrepta spre realegere. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. Ukraine can stop Putin. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that it needs to defend itself. That is all. That is all Ukraine is asking. They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers at war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way. But now, assistance to Ukraine is being blocked by those who want to walk away from our world leadership. Declarația lui Biden vine la o zi după ce un ofițer rus de rang înalt a avertizat asupra unui război la scară largă în Europa, deoarece Suedia s-a alăturat în sfârșit la NATO. As a founding member of NATO, the military alliance of democratic nations created after World War II to prevent war and keep the peace. And today, we've made NATO stronger than ever. We welcomed Finland to the alliance last year. And just this morning, Sweden officially joined, and their minister is here tonight. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. Un grup de republicani de dreapta din Camera Reprezentanților blochează de luni de zile un proiect de lege care ar aloca aproximativ 60 de miliarde de dolari în ajutor militar, economic și umanitar critic Ucrainei. Blocajul de la Washington a privat forțele ucrainene de muniție și arme americane. În aceste condiții, Ucraina a pierdut inițiativa pe front. Mai mult, Rusia a capturat luna trecută orașul Estic Avdiivka, prima victorie militară a Moscovei în Ucraina în mai mult de un an. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați datele meteo și jurnalul orei 20 prezentat de colega mea Nicoleta Toacă. Iar noi ne revedem de luni până vineri de la ora 17. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei.